Ștefan Râmnicianu a revenit în țară după 26 de ani de la cea mai recentă expoziția sa la Curtea Veche din Mogoșoaia, cu expoziția Retrospectiva Râmnicianu Urme, care cuprinde peste 400 de lucrări, multe împrumutate din colecții private, expuse la Palatul Mogoșoaia și la atelierele Râmnicianu din Băneasa. Demersul său artistic, singular, n-a încetat de-a lungul anilor, încă de la primele expoziții, să capteze publicul, căci este, așa cum scria filosoful și criticul Andrei Pleșu, unul dintre artiștii care știu să seducă, să irite și să surprindă. Are, cu alte cuvinte, talentul de a fi imprevizibil. Astăzi suntem adunați pentru un eveniment foarte important, îl voi numi reîntoarcerea lui Ștefan Râmnicianu, care are, dincolo de valoarea sa estetică, artistică, valoarea sa profund morală, pentru că Ștefan, prietenul meu, este, îndrăznesc să spun, și un exemplu de moralitate în lumea artiștilor. Când îți privești lucrările din tinerețe, de când erai student sau licean, și îți vezi parcursul, acest drum inițiatic care te conduce până la un anumit punct, în ceea ce mă privește până la vârsta de 60 de ani, ai o trăire specială. Deci, cu ocazia acestor 60 de ani, îmi fac o retrospectivă. Sunt lucrări care aparțin unor epoci diferite. Le privești uneori cu uimire, pentru că nu-ți mai amintești o lucrare pe care ai făcut-o acum 30 de ani. Pot să vă spun că uneori sunt emoționat în fața unor stări pe care le aveam în urmă cu ani și ani. Este foarte interesant. Mă uit la lucrări pe care n-aș mai fi gândit că le voi revedea vreodată. Parcă nu mă mai recunosc, parcă nu îmi mai aparțin, a adăugat Râmnicianu.